sunt director la Colegiul Tehnic de Material Rulant. Azi tocmai am dat bursele pentru luna octombrie la cele 4 clase din liceu dumneavoastră. Vreau să vă întreb după prima lună, ce părere aveți despre acest proiect? Mi s-a părut interesantă inițiativa chiar din prima zi când ne-am cunoscut și ați venit la mine în birou, pentru că proiectul se adresează 100% elevilor și el se derulează pe mai multe paliere. Fiecare am considerat că are beneficiile și impactul lui propriu asupra acestor elevi. Când spun acest lucru, mă gândesc la faptul că acele activități la capătul cărora copiii primesc o bursă îi motivează foarte mult, cu atât mai mult cu cât noi avem copii cu o situație materială foarte precară, iar această sumă, chiar dacă ea nu este foarte mare, pentru acești copii reprezintă o sumă importantă, da? Și de care ei chiar ar avea mare nevoie. Din alt punct de vedere, mi se pare că îi mobilizează și le dezvoltă spiritul de competiție, un lucru foarte important pentru adolescenți la această vârstă. Îi canalizează și le canalizează energiile, de altfel foarte multe, pe o zonă eficientă și cu plus valoare pentru viața lor proprie. Acele întâlniri cu personalități din diferite domenii, de asemenea, este foarte important întâlnirea aceea, pentru că acești copii au destul de rar posibilitatea ca în familie să aibă modele. În mass media, de asemenea, nu prea au modele demne de urmat. Și atunci este de mare impact să-i adunăm, să asculte lucruri care sunt importante pentru viața lor, dar cu care ei nu prea au avut de-a face. Și am constatat, după, eu știu așa, impresia sau după fața lor și după ceea ce se vedea pe fața lor, după cele 2-3 ore petrecute acolo împreună cu prima personalitate pe care ați adus-o, faptul că au venit cu așteptări puține, dar au plecat cu un bagaj foarte mare de cunoștințe și le folosește pentru viața lor, pentru viitorul lor imediat, fiindcă am văzut cât de multe întrebări au pus. Ei sunt foarte frământați de niște lucruri, au multe dileme și o astfel de întâlnire le-a rezolvat multe întrebări. Bun, vă mulțumim mult de tot! Cu foarte mare drag!